În această seară, în studioul Campus TV, i-am invitat pe liderul formației Nemuritorii, domnul profesor Constantin Ungureanu. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, doamna Magda, mulțumim de invitație! Și de asemenea, în studioul nostru se află managerul studioului de producție Valentino, domnul Valentin Putere. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Vorbim despre o producție de excepție, așa cum vorbeam înainte de emisiune și îmi spuneau invitații mei, cum nu s-a mai văzut în România până acum. Este vorba despre un film artistic cu muzică. O să vă rog să mă corectați dacă nu am spus foarte bine. Filmul va fi artistic, dar nu putem să spunem că va fi un film muzical, ci momentele de muzică vor fi mai multe decât într-un moment obișnuit. Dacă luăm exemplu câteva filme făcute de regizorii români, în care este vorba tot despre haiduci, să zicem, sunt anumite secvențe în care Blahan cântă hangița, cântă un tarab de lăutari, dar aici vor fi mai multe asemenea momente pentru a arăta și ceea ce știm noi să cântăm și cum putem să cântăm într-o realizare arhaică, să zicem, unde nu se vor auzi cântecele noastre obișnuite făcute în studiourile de astăzi, ci vom cânta live cu țambal mic, vioară, cobză, fluier și instrumentele care erau din secolul XIX. Săptămâna trecută, atunci când am avut o invitată în studioul nostru pe doamna Simona Bănică, ne-a povestit câte ceva despre această producție și ne-a povestit și cum a fost la filmări. Înțeleg că și dânsa a avut un rol de soție de haiduc și o să vă rog să-mi spuneți în ce a constat filmarea, cât de greu a fost, câte ceva din culise. Da, nu putem să spunem că a fost greu sau ușor, pentru că ceea ce vom vedea, montajul respectiv, în momentul în care l-am filmat, nu aveam ideea că va îmbrăca o formă finită. El a reprezentat un grup de teste, respectând niște rigori cinematografice, în care trebuia să vedem dacă băieții, nemuritorii și ceilalți, reușesc să se plieze și să pe ceea ce ceream eu acolo și montând aceste imagini să vedem dacă avem aspectul unui film sau trebuie să ne lăsăm pe gubaș. După ce l-am montat și am pus efectele speciale și tot ce trebuia acolo, surpriza a fost una plăcută. Problema este că noi n-am plecat de aici acum o lună sau când a fost să filmăm asemenea secvențe, ci acestea au venit pe parcurs. Noi am plecat chitiți din Buzău la niște prieteni din Covasna să realizăm niște 3 videoclipuri la niște piese de ale noastre obișnuite. Bineînțeles că de vreo 2-3 ani ne-am obișnuit ca videoclipurile noastre să fie puțin mai complicate din punct de vedere regizoral. Asta pentru a da culoare și frumusețe și pieselor respective și privitorul să fie încântat. Trupa Nemuritorii oricum este recunoscută pentru spectacolul pe care îl oferă prin costume, prin imagini, da, în cadrul videoclipurilor. Apropo de costume, eu din luna ianuarie am tot bătut unitățile noastre militare, în ghilimele, și mulțumim pentru aceasta jandarmeriei, poliției, armatei, Brigada a doua, Cetica, care ne-au ajutat cu niște uniforme scoase din uz, pe care eu le-am modificat și am făcut, avem 16-17 costume de arnăuți. Am pus în mașină când am plecat și vreo 5 costume din astea, zic, dacă se vor strânge băieți de pe acolo, să încercăm să facem o scenă în care să se confrunte față în față arnăuții și cu haiducii. Bineînțeles, noi ne-am făcut treaba la cele 3 videoclipuri, Simona fiind împreună cu Cornel a filmat și ea piesele, 2 piese de ale ei, dacă nu mă înșel, și aflându-ne în pădure și cu niște cai lângă noi și cu încă alți vreo 4-5 prieteni, au mai venit și 2 băieți de la Buzău, hai mă să îmbrăcăm, toate că n-aveau nici cizme toată lumea, nici cămăși toată lumea. Da. Am încropit așa cât de cât imaginea noastră ca personaje dintr-o secvență și am încropit un mic scenariu, practic o luptă dintre haiduci și arnăuți, dacă tot aveam uniformele alea. De aici a ieșit producția care a surprins pe toată lumea. Da, pentru Simona fiind acolo, normal că hai să găsim și un rol așa micuț pentru o femeie.
Spuneați că totul a pornit ca o joacă și s-a ajuns la o producție care probabil că va uimi pe toată lumea, nu numai pe plan local. Nu, nu, n-a pornit ca o joacă. Ideea asta a încolțit în mintea noastră de vreo 2 ani de zile. Da. Dar noi am realizat din capul locului pentru dificultatea. Cum realizăm o scenă de luptă? Cum se realizează efectele speciale? Ne vom pricepe să montăm în așa fel încât să iasă bine? Și atunci, cam asta era secvența cel mai greu de realizat din punct de vedere video. Celelalte le mai putem lucra, dar asta chiar era nevoie să testăm, să vedem dacă putem. Și n-ați urmărit neapărat detaliile? Nu, n-am urmărit detaliile, nu ne-au interesat. Se vor vedea așa. Nu, spunem, și trebuie se va vedea o brățară, se vor vedea niște unghii făcute. Adică dar nu asta, ne-a interesat. Ne-a interesat să vedem cum joacă băieții. Și eu cred că joacă bine. Să înțeleg că deschide drumuri acest filmuleț. Vorbim despre ce urmează. Noi ne-am bucurat. Apropo de idee, chiar de vreo 2 ani de zile noi tot ne gândim și ne planificăm și mai revenim și mai renunțăm. Eu am scris 2 nuvele care vor fi puse, una dintre ele încercăm să o punem la anul în practică, să o jucăm. Vom colabora la realizarea scenariului respectiv. Una este cu obiceiurile de o novelă cu obiceiurile de nuntă, care ar fi foarte frumos dacă aș putea să o pun. Deci nu numai a prezenta un obicei de nuntă, ci este o întreagă istorie cu obiceiurile oamenilor, cu lucrurile bune sau mai rele din comportamentul unor oameni. Iar a treia idee la care ne-am gândit noi este aceea de a face practic o emisiune, un serial în care tot transpusă acțiunea în secolul XIX să se desfășoare întâlniri între oamenii din vremuri cu soliștii de astăzi. Cu câte un solist de astăzi? Nu știu dacă vom reuși, dar succes, ele oricum, sunt puse acolo sunt extraordinare, la păstrare, mai ales că aveți și materia primă deja scris. Este foarte greu. Chiar ne gândeam să facem și noi niște pliante, niște lucruri din astea, pentru că știți și dumneavoastră foarte bine că cea mai stringentă problemă este cea financiară și încercăm să strângem și noi fonduri de la prieteni, de la oameni care vor să ajute în această direcție, pentru că, de exemplu, numai modificarea costumelor pe care le-am făcut noi, cele 15 de care vă spuneam, ne-a costat 10 milioane pe noi, cei 3 băieți. Dar am făcut sacrificiul ăsta și vom mai face și altele. Plătim mașini, mâncare, oameni, vor fi foarte multe cheltuieli. Nu se găsesc sponsor pentru nemuritorii? Nu, încercăm, totuși. Vom încerca, dar indiferent cât de greu va fi, chiar cu mijloace financiare puține, chiar dacă va dura mai mult timp, da. Sper să nu renunțăm la idee. Nici nu ar fi. El va fi gata. Va fi gata. Dar în funcție de sponsorii pe care îi vom avea, va fi gata mai repede sau mai târziu. Producția despre care am vorbit până acum se numește Soarta și înțeleg că are și un subtitlu Poveste din veac. De ce? Da. Pentru că ea este, de fapt așa spusesem la început, să se cheme Poveste din veac, pentru că este practic povestea unei familii pe decursul a mai mulți ani. Practic în film vor fi cam 3-4 generații de acești copii mici, adolescenți, flăcăi și haiduci mai târziu. Acțiune transpusă, v-am spus, în secolul XIX. Suntem curioși să vedem ce s-a întâmplat până la final, să vedem produsul finit și vorbim după despre ce se va întâmpla în continuare. Thank you.
Dezvedea pe măicuța cum căta urmuța mea, alergând și întrebând și tot plângând mă. Maică de toi auzi și din morți eu m-oi trezi, că mai am treabă în lume, la săra să fac doar bine. Pirar, mama ei de soartă, nu te iartă niciodată. Strigăm numele cu foc, poate voi avea noroc. Am urmărit noua producție realizată de trupa Nemuritorii și aș vrea să vă spun felicitări pentru producție, pentru idei, pentru costume, dar înainte de toate pentru faptul că reușește această producție să transmită emoție, să ne facă să empatizăm într-un fel sau altul. Da. Asta, așa cum bine știți, e destul de greu atunci când se realizează un astfel de material. Da. Cam asta a fost și scopul pe care l-am urmărit. Să reușim să atragem atenția asupra imaginilor și să poată fi urmărit până la sfârșit. Noi am postat materialul pe YouTube și acolo avem niște statistici în care putem vedea exact până unde a fost urmărit. Și surpriza față de alte postări a fost că este urmărit până aproape de capăt. Deci oamenii l-au gustat, adică nu l-au lăsat, nu i-au dat mai departe, nu l-au închis să treacă mai departe. Sunt curioasă și dacă ați găsit greu locurile în care ați filmat, pentru că înțeleg că și asta a avut un rol destul de important, locația unde s-au făcut filmările. Locația a fost ad hoc, unde am găsit o pădure, că asta s-a întâmplat, ne-am stat două zile la Covazna, într-o zi am filmat sus, chiar la Comandău, și a doua zi am coborât dincoace de orașul Covazna, unde la o stână, și lângă stână era o pădure și am folosit, pentru că acolo aveam cai. Acolo sus n-am avut cai, pentru că, după cum știți, toate realizările noastre sunt legate de cai și n-am vrea să renunțăm la acest lucru. Și pentru că ne-am dus la stână și am găsit pădurea aceea, hai să filmăm aici și această... Plus ilustrația cu cai ce va apărea într-un videoclip, într-unul din videoclipuri. Deci locații sunt extraordinar de multe peste tot, inclusiv la noi în județ sunt lucruri minunate, extraordinare, n-ar trebui să mergem până nu știu unde ca să filmăm. Dar nu avem cai, să zicem cai așa deosebiți. Caii pe care sunt în zona noastră sunt mai mititei, mai slăbuți, mai... și trebuie să impresionăm și prin acest lucru. Ce a fost cel mai greu în momentul în care ați făcut aceste filmări? Care a fost partea care v-a produs cele mai mari emoții? Emoții? Nu, nervi. Nu, nervi. 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 De ce? Nervi. Pentru că... Păi... Stai să spun eu. Nu este la un film normal. Trebuie să fie unul în față care să vadă. Uite, mișcă-te tu așa, fă tu așa, fă tu așa. Eu eram acolo cu ideile mele și vreau să și joc. El stătea departe cu camera și strigam unul la altul de Nu, asta e problema. Da, bine. Fiecare poate fi și acum asta, de ce s-a enervat. E, știți cum? Dreptul noastră să aveți alt motiv. Nu am avut un plan regizoral. Am zis, hai să facem asta. Eu, pentru că eu am și montat și înainte de a da regla cameră știu ce am nevoie. Ei nu le spun, vedeți că eu o să montez așa și așa, eu le spun doar, tu stai acolo și tu acolo. Fără să știe care este rezultatul final și atunci ei se enervează. Mă, dar de ce trebuie să stau eu aici ca prostul când el e cu camera acolo? El, scăpând din vedere că mai este o cameră pentru cadrul larg și trebuie să stea și el să joace. Lucrul ăsta l-am învățat. Și atunci se enervează și vede de ce stau eu aici. L-am și multe din astea noi că nu cel pe care este focusată camera, numai el trebuie să joace și să-și facă rolul, ci toată lumea trebuie să intre în joc, indiferent că este camera pe el sau nu. Pentru că altfel...
S-au întâmplat și cazuri în care, pentru, cu cadru larg, cel care nu se simțea vizat de cameră, ba râdea, ba se întorcea, ba nu știu ce făcea și atunci trebuia să o iei de la cap. Și atunci, normal că faci o dată, două ori, trei ori, dată te enervezi, dar lucrurile așa vor decurge, și cu bune și cu rele. Pentru că... de pildă, la faza în care Cornel face acea săritură, deci el a făcut-o de vreo trei ori. De trei ori. La primele două, noi toată lumea era pe jos. Râs de-a murit. N-a de râs, pentru că nu i-a ieșit. Și atunci spune, mai, e normal că atunci când s-a dat peste cap, s-a cam lovit. Bine, și că se și lovesc. Trebuie să suferi, că n-ai ce să faci. Și noi râdeam. Normal că nu trebuia să râdem, pentru îl demoralizam și pe el și era o altă fază așa de amuzament, cred că putem să spunem. Nu știu. Am folosit sânge real. Este sânge nu uman, sânge de oaie. Au tăiat oamenii și unul din l-am spus, alegeți zona unde veți fi rănit. Acolo se va murdări, veți pune sânge. Și unul din ei zice zice, eu cred că o să mă rănesc la ochi, pentru că dacă mă rănesc pe cămașă, o să mă certe nevasta acasă că iese rău. Murdării cămașă. Nu, dar a fost bine. Se poate întâmpla și asta. Da. Până am ajuns noi, s-a închegat sângele. Sunt niște lucruri la care, până nu știm, data viitoare, când va fi nevoie să facem acest lucru, vom ști cum să facem pentru a, fi, a nu întâmpina niște lucruri așa mai delicate. Înțeleg că veți pregăti însă și un alt material care va implica o echipă mult mai mare, de asemenea o recuzită, altă recuzită de mari dimensiuni. Pentru când o nouă producție și ce va însemna? Nu o nouă producție. Producția reală să începem să o facem. Acesta este un test. Pe bucățele. Nu va fi prinsă în film. E un fel de preambul. Un test. Ea nu va apărea în viitoarea producție. Asta este un test. Când va începe, vom fi mai mulți și mai organizați. Suntem în faza de a depista și a găsi locațiile pe care le avem noi în minte și în lucrare, unde se va filma. Ne va trebui o casă foarte sărăcăcioasă, dar cu o curte destul de mare, unde se poate învârti o căruță, să zicem, și unde se va aduna lumea la un moment dat. Vom face filmări într-un cimitir, va trebui să facem o groapă. Va trebui să găsim un loc unde, am și găsit loc unde să amenajăm un han de pe vremea de acum 100 și ceva de ani. Niște locații în pădure, tot așa cu o casă ascunsă undeva, pe marginea unui râu, pentru că așa am descris în lucrare și atunci noi suntem în faza de căutare. Vom mai urmări în emisiunea de astăzi alte trei videoclipuri. Aș vrea să vorbim despre următorul, Chihlimbarul. A fost produs tot de dumneavoastră, bănuiesc, de studioul Valentino și include imagini de la filmarea pe care am văzut-o mai devreme? Nu are legătură. Clipul despre care vorbiți are și el o parte de început, exact ce spunea și domnul profesor, în care nu începe melodia așa, pur și simplu. Are un intro. Ceva legat de intro ăsta, legat de textul cântecului. Deci fiecare cântec are o poveste. O poveste, exact. Și începe cu o ambianță de unde se desfășoară acțiunea. Arătăm, pur și simplu atragem publicul. Și, pe urmă, începe și videoclipul în sine. O să vedeți. O să-l vedem chiar acum, apoi intrăm în publicitate și vom continua discuția. Rămâneți cu noi.